Diana își făcea griji că Dani se aprinde foarte repede și că spunea știți cum este Dani, că el se aprinde repede și că o să iasă un scandal. Dar nu mi-a plăcut cum vorbea. Eu cred că nu trebuia să exagereze, mai ales după săptămâna trecută. Nu a fost o nimeni, dar uite, acum dimineața a vorbit 30 de minute în continuu și Arăta chiar ce nu trebuia să arate. Hatice era extrem de revoltată, tot din cauza situației. Fetele râdeau de ea, indiferent ce spunea, pentru că le spunea într-un fel la nume. Aici Diana vorbea cu Sabrina și îi spunea de faptul că e teamă ca Dani să nu creze vreun conflict. Dar râdea. Adică eu una m-aș fi panicată cred că m-aș fi trezit instantaneu, indiferent cât de amețit aș fi.